Au fost luate măsuri în cazul familiei cu copil de 2 ani care dormea în gara Câmpina. Angajații CFR au sesizat și autoritățile competente și lucrurile s-au pus în mișcare. Imediat o echipă a DGASPC Prahova s-a deplasat la fața locului, dar persoanele respective nu au fost găsite în acel moment. S-a luat legătura cu angajații gării, li s-au transmis datele de contact și faptul că pot sesiza imediat ce aceste persoane vor apărea din nou la numărul de urgență 983 pentru intervenția echipei noastre. Au fost făcute investigații și de către Poliția Transporturi Feroviale și Biroul de Ordine Publică al Poliției Câmpina și astfel s-a aflat că mama este din Călăraș. Pe baza acestor informații s-a luat legătura cu Direcția de Asistență Socială Călăraș, iar în prezent mama împreună cu copilul se află în drum spre această instituție, urmând ca Direcția de Asistență Socială Călăraș să ia toate măsurile necesare pentru protecția copilului și a mamei. Se încearcă menținerea copilului alături de mamă și asigurarea unor servicii de asistență cuplului mamă-copil. Mama însă este însărcinată în 2 luni cu concubinul și ar vrea totuși să se întoarcă la acesta. Rămâne de văzut dacă autoritățile competente din Călăraș o vor convinge să nu renunțe la copilul de 2 ani și să-i ofere condiții decente de viață.